și bine ați venit. Este un moment deosebit de important pentru Consiliul de Țară, pentru Ministrul și pentru Jandarmeria Județeană. Este vorba de un nou proiect, proiectul care se numește Investiții Comune în domeniul situațiilor de urgență în cadrul Consiliului de Țară și al municipalității Dania, Mitropolia din Bulgaria. Este un proiect deosebit de important și am sunat pe doamna Lungu Daniela să facă prezentările, să prezinte invitații noștri de astăzi, colegii noștri din Bulgaria și totodată toți cei care sunt implicați în acest proiect deosebit de important pentru achiziția de echipamente pentru cei doi beneficiari. Poftiți, doamnă! Ca urmare, avem prevăzute în bugetul proiectului o serie de
echipamente, astfel că avem autoclintare de trimitere, capacitate crescută a rezervorului de 9.000 de litri o bucată, o altă autoclintare pentru intervenții în activitățile zilnice ale inspectoratului pentru situații de urgență materială. Avem 3 ATV-uri pentru intervenții în activitățile zilnice pentru jandarmeria OL, o parte de fibră de sticlă pentru intervenții în activitățile inspectoratului jandarmeriei OL, un autovehicul cu o capacitate maximă de 1.500 de metri pătrați, avem 3 astfel de autovehicule pentru jandarmeria OL și niște veste de salvare și alte auxiliare care intră în dotarea acestor veste de salvare. Ca și stadiu al proiectului, de la momentul semnării contractului de finanțare până în prezent, am încheiat 2 contracte, contracte de servicii de publicitate și promovare a proiectului și contract de servicii de audit financiar. Urmează să demarăm licitația pentru achiziția tuturor acestor echipamente și dotări pentru beneficiarii noștri finali anul viitor. După cu ianuarie februarie vom întocmi documentația și vom lansa procedura de achiziție publică. Partenerii noștri de asemenea au înviat contracte de publicitate. Urmează să-și definiteze fie documentația pentru achiziția de echipamente, astfel ca până la finalul perioadei de implementare să ne atingem rezultatele. Dacă reprezentanții beneficiarilor finali vor să intervină, ne rugăm.